Hai frate, că mai era puțin și pleca lumea din sală. Domnule Emil Box, spuneți și dumneavoastră ceva. Orice, spuneți o vorbă. Cum? A vorbit Emil Box? Bine mă, ciocoflendere mă. Nu că se ridicaseră oamenii, aruncaseră cutiile cu popcorn scârbiți de filmul ăsta, dar Boc a ieșit la vampă. Pum, mă scuzați, Boc a ieșit la rampă, da. E vorba despre faptul că lui Boc nu i-a zis nimic Udrea de doamna Bica. Asta ca să fie clar, da? N-a fost sesizat cu niciun fapt de corupție. Dacă aș fi fost sesizat, l-aș fi trimis autorităților statului. Lucru pe care trebuie să-l facă orice cetățean. Băi, o minte limpede. Ați văzut ce frumos, cu legea în mână. N-am fost sesizat, că dacă eram sesizat, mă duceam și dădeam în gât, cum trebuie să facă. Frumos, mă, frumos. Se vede că nu degeaba a fost prim-ministru timp de atâtea și atâtea mandate. Dar fiți atenți că am ceva neprețuit. Boc ca Boc, n-ai ce să-i faci, îl pui așa să te amuzi. Dar fiți atenți la Blaga. Blaga e întrebat de când îl știe pe Cocoș. Uitați-vă ce meclă face buldogul. Îl cunoașteți pe Dorin Cocoș? Cum să-l cunosc pe Dorin Cocoș? Sigur că cunosc. Cunosc când domnii, când... Îl știu din domnii, când ce, Vasilică? L-ați văzut, mă? Genial! I se învinețise gușa precum unui pelican aflat în călduri. Dar să-l lăsăm să-și ducă ideea până la capăt. Știați că are aceste business-uri, așa? Nu, nici pe departe. Nici nu a trecut prin cap. Nu, și... și-a rămas surprins. Vasile, de ce ne minți, Vasile? Știau și maidanezii de Cocoș că fură. Și panseluțele și pietrele de pe lângă drum știau, Vasile, numai tu nu știai. Băi, eu zic că un politician atât de tântălache nici nu merită ceva. Tu ce zici, Vasile? Păi dacă nu vezi, mă, Vasilică, dacă nu înțelegi nici lucrurile pe care le înțeleg copiii, sau tu ne minți? Zii sincer, ne minți? Băi, Vasile, ai grijă cu minciuna, mă, că unora le crește nasul atunci când mint, ție îți crește gușa, grijă mare.